Bună ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Astăzi o să continui, să zicem așa, cu seria pietrelor naturale. Filmul trecut v-am prezentat toate pietrele pe care le am eu în momentul de față și o să, astăzi mi-am adunat toate cuțitele de prin casă care nu mai taie, 1, 2, 3, 4 și costă 5 bucăți. Și voi începe niște filme în care voi ascuți toate aceste cuțite cu diverse pietre și să vedem unde suntem, cum acționează, să vedem niște preferate, să vedem ce se întâmplă. Cuțitul ăsta deja am încercat să-l ascut doar pe piatra asta. Piatra asta e foarte, 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 foarte fină și aproape că am plâns lângă ea. Deci nu merge pentru ascuțire. O să vedem dacă merge pentru partea de polișare. Eu văd undeva la un 6, chiar 8000 granulația la ea prin aproximare cu altele. Și o să încercăm să facem ascuțirea primară cu aceasta, tot o piatră japoneză naturală, undeva la 1500, poate chiar 2000 granulația pe care eu o aproximez. Am încercat, după cum v-am spus, să ascute piatra asta, n-am mers să ascut. Am încercat să fac ascuțire primară cu asta, cu naturala, cu Arkansas. Și după aceea finisare pe asta, rezultatul nu mi-a plăcut. Nu am filme, adică am filme la ele, de la am șters, nu mi-a plăcut rezultatul. Și acum o să încerc să ascut cu asta și să finisez cu asta. Asta e piatră care trebuie ținută în apă, așa că acum o să o pun în apă. Și o să revin după ce ea s-a înmuiat, va dura câteva minute, cam 10 cred că minute, până ea se va imbiba bine cu apă, adică nu va mai face, vedeți cum dispare apa de pe ea? Fuge. Până când nu va mai face bule. Vedeți? Ea face bule. Este o piatră care trebuie imbibată cu apă înainte. O să o țin în apă până în momentul în care nu mai face bule. Bun, m-am întors. Cred că au trecut vreo 10-15 minute. Încă mai face bule, dar nu așa multe. Piatra asta am cumpărat-o second hand. Și după cum vedeți, acolo sunt urme de ulei. Ea a fost folosită cu ulei. V-am mai spus în celelalte filme ale mele, mie nu-mi place să folosesc uleiul pe pietre pentru că ele se încarcă și mi se par mai greu de curățat. Piatra asta am fiert-o de 2 ori, a ieșit o grămadă de ulei din ea și fiecare dată când o moi în apă, mai iasă câte puțin ulei. Până la urmă, la un moment dat, eu zic că o să mai iasă, sper măcar. Bun, haideți să ne apucăm cu cuțitul. Întâi îl tocim, o piatră de afară, am tras de 3 ori, 4 ori. Acum, sigur, el nu mai taie. Și o să încercăm să îl ascuțim, folosim piatra asta și piatra aceasta. Bun, haideți să facem un pic de loc ca să se vadă, că doar de aia facem filmul, ca să vedem câte ceva. Bun, suportul meu, tare trebuie să fac, adică n-am ce să face film cu asta. E suport pe care eu l-am construit dintr-un lemn termotratat. Are o parte, să zicem, fixă în spate, cu un pic de buză, vreo 7 mm. Și o parte mobilă în față. Un suport ajustabil. Trebuia să-i pun pe spate niște cauciuc, dar încă n-am avut timp și folosesc un din ăsta câteodată, când mi se pare că alunecă, da? Nu... Ba, da, o să-l punem pe ăsta. O să-i lipesc eu niște piciorușe când o să am timp. Ca să-l fac mai user-friendly, vreau să-l scot și la vânzare. Am avut într-un timp la vânzare, dar făcusem din lemn de fransin și de stejar și am avut niște feedback-uri negative, adică efectiv el se strâmba și am zis gata, nu mai vând până nu testez o soluție pentru mine. Mi-am făcut mie unul, lemn termotratat, din ăla de terase, fransin termotratat, de fapt nu suferă deloc, adică poți să-l bagi în apă, să-l lași în apă, e de terase și pe terase chiar e apă. Și el trebuie să reziste, așa e făcut, e supus unui proces de coacere efectivă și el face impenetrabil la apă, închide porii, de fapt. Bun, un pic despre cuțitul ăsta. Cuțitul ăsta e un tip de cuțit cu tăișul pentru dreptaci, adică tăișul pe partea asta e mai mare decât pe partea asta, e aproape dublu. Am văzut că unele cuțite sunt făcute așa, astfel încât în momentul în care tai mâncarea, el având forma asta, o să împingă totdeauna mâncarea spre dreapta, să fie mai ușor de tocat. Eu cred că mai mult astea s-ar trebui să folosească la cuțitele alea mai mari de tip bucătar, dar se pare că au adoptat și la un cuțit din asta, asta e, să zicem, de fructe. Cuțit pe care eu îl folosesc în bucătărie, dar la tăiat roșii, pâine, chestii astea nu... Eu nu gătesc. Apropo, nu gătesc. Îmi iasă un ou fiert, reușesc să fac o omletă și chiar discutam zilele trecute, vă spun o glumă acum și după aceea ne apucăm de lucru. O glumă, nu neapărat o glumă. Discutam cu soția și îmi zicea soția, băi, dar tu când te apuci de gătit? Păi zic, eu nu știu să fac decât un singur fel de mâncare pe care eu îl făceam când eram student. Și care nevasta zice, păi și ce făceai? Păi zic, orez cu cârnați. Păi și mă întreabă nevasta, cum e asta? Păi zic, stai că-ți explic. Zic, o rețetă super simplă. Se ia orezul, se spală, se ia o caserolă, după ce s-a spălat orezul, se pune orezul în caserolă, se taie cârnatul felii, se pune cârnatul... Apropo, trebuie să fie cu cârnat trandafir. Așa e rețeta, cu cârnat trandafir. Se taie cârnatul în feliuțe, se amestecă acolo cu orezul încă nefiert, se pune niște vegeta, la foc 10-15 minute, gata cârnatul cu orez. Aoleu, a zis nevasta, eu nu mănânc așa ceva. Zic să știi că eu chiar am mâncat și chiar e bun. Aia zice, ne. Deci mi s-a dus și faima de bucătar, așa că eu nu gătesc. Nu mă pricep, dar nici nu-s mofturos la mâncare, adică pot mânca chită unsă cu cuțitul, cum se zice pe la noi, cum eram noi studenți și bă, ce mâncăm astăzi? Pâine unsă cu cuțitul! Și săracii de noi ce aveam? Am mâncat o săptămână, cred că, nu, o săptămână chiar, vreo 3 zile când eram student, am rămas fără bani, se mai întâmplă, și am mâncat pâine cu margarină și cu vegeta. Păi și n-am crăpat. Încă sunt în viață, dau din picioare, cum zice americanul, live and kicking. Și astăzi ne întoarcem la ascuțire. Bun, să ne apucăm. Să vedem. Piatra asta eu am mai folosit-o la un film. Am pus-o pe canalul meu în engleză. Mie mi-a plăcut cum lucrează. V-am spus că e undeva la 1500-2000. Granulația mi se pare mie, asta să văd e. Dau apa asta un pic mai încolo ca să aș. Bun, să vedem cum se comportă pe cuțitul ăsta. Cuțitul ăsta eu l-am ascuțit mai de mult. Da, și cred că chiar am un film cu testarea lui pe un push test. L-am ascuțit cu piatra de tirolit galbenă, v-am spus. Pentru mine piatra de tirolit galbenă e sfântă. Când mă apuc de ascuțit un cuțit și îl ascult pe vreo piatră pe care nu îmi place, mai încerc una, dar după aia dacă văd că nu, trec la piatra de tirolit galbenă și, cum v-am spus, pentru mine e sfântă. În sfârșit am bavură. Bună treabă, bună. Cu celelalte am încercat v-am spus că am mai încercat și, bă, efectiv nu-mi făcea bavură cuțitul. Și zic, bă, ce dracu, m-am dezvățat să ascult eu cuțite. Parcă știam cât de cât. Adică, na, nu sunt specialist, dar... Aș folosi un cuvânt, dar să nu vă supărați. Sunt îndemânatic, să zicem așa. Bun, aici am bavură. Aici nu mai am la vârf. Bun. Insistăm un pic la vârf. După cum vedeți, piatra s-a negrit. Acolo așa e negreală de la pilitura de fier. Cred că tocmai ce mi-am găsit o nouă piatră preferată în zona de ascuțire primară. E super, adică am trecut, nu știu, de vreo 15-20 de ori și mi-a făcut bavură peste tot. Place cum lucrează. Nu-mi place faza cu uleiul și nu-mi place faza că trebuie să o pun la muia, dar în rest. E al doilea cuțit pe care l-ascult pe ea și îmi place foarte mult cum se mișcă. Bun, acum încerc să mut bavura pe cealaltă parte, dar s-a mutat 3 ori. Ați văzut, de 3 ori am dat-o și s-a mutat. Bun, acum încercăm să dăm bavura jos. mișcări alternative. Pentru o piatră de ascuțire primară, asta e foarte... vreau să folosesc cuvântul dură, dar nu se potrivește dură, e foarte... Vine cuvântul hard din engleză, adică ea nu face slării deloc la ascuțire și... Și e și destul, adică e chiar rapidă. Bun. Eu zic că pentru o ascuțire primară ar trebui să fie ok. Mai am ceva bavură, dar asta bavura, oricum, teoretic ar trebui să o înlăturăm cu o piatra fină, să facem finisaj. Bun. Eu zic că am terminat cu asta. Așa. O să o iau de aici și să o pun la uscat. Bun, chiar m-a întrebat cineva și vă recomand și vouă să faceți lucrul ăsta, adică vă recomand, nu neapărat că vă recomand, dar eu după fiecare ascuțire nu țin pietrele în apă, nu le țin în apă, eu tot timpul le pun la uscat, pentru că am avut o apă care am ținut-o în apă și când am scos-o din apă ea mirosea mirosul acela de îmbâxit. Acum, mai citeam unii și alții scriau mai ales pe forumurile în engleză, scriau că le țin pietrele în apă și bagă niște clor în apă, tocmai pentru a distruge tot felul de microorganisme, bacterii care sunt în apă și care... Acum, la apa de la o robină ea are clor, dar ăla în timp se evaporă. Știu asta pentru că folosesc A trebuit să iau fetițelor mele un pește și de fiecare dată când îi schimbăm apa peștelui, lăsăm apa 2 zile... într-un vas ca să iasă clorul din ea. Deci să revenim, eu aș zice că nu e bine să ținem pietrele în apă, am ascuțit, le-am scos, le-am pus la uscat, e mai bine totuși, zic eu, să stea ele uscate. Mai citeam pe unele forumuri că unele pietre sintetice se moaie în apă în timp. Și așa că nu cred că vreți să... Vedeți ce bine merge? Nu cred că vreți să pietrele voastre să dispară efectiv în apă. Asta nu știu, n-am întâlnit niciodată, v-am spus, nici nu-mi țin pietrele în apă. Să vedem pe partea de sus, dacă reușește. Mamă, ce fain s-a ascuțit. Chiar îmi place. Chiar îmi place. V-am spus, mi-am descoperit o nouă favorită. Chiar nu aveam o piatră. Dacă aș găsi una care să meargă așa și să fie splash and go, ar fi minunat. Auzisem despre Suehiro că ar lucra tot la fel, foarte, foarte fain. Deci eu zice că cuțitul ăsta, dacă ar fi după mine, pentru o ascuțire normală, ar fi arhi suficient pentru bucătărie. Adică cred că acum dacă îl dau pe strop, taie părul de pe mână fără nicio problemă. Bine, o să și zgârie pe mână. Și o să încerc să văd dacă reușesc cu piatra asta să-l fac să fac cuțitul și mai ascuțit. Și să văd dacă reușesc să tai părul de pe mână fără strop. Fără strop, facem și un push test la sfârșit, ne distrăm un pic. Adică ne distrăm eu, voi, sper că și voi care vă uitați la mine. Bun, acum față de cealaltă și o să tac imediat. Auziți zgomotul pe care îl face piatra? Piatra e mult mai fină. După cum v-am spus, eu o văd undeva la un 6-8.000. Eu cred că trebuie să vorbesc cu un prieten meu. Am un prieten care el se ocupă cu ascuțirea bricelor, adică are vreo 5 brice și el se barberește cu briciul și le și ascute bricele. Uitați cum s-a format slării, pilitură. Să vorbesc cu el, să-i dau un pic piatra asta, să văd cum se descurcă la brice piatra. dacă se mișcă la fel de... dacă se mișcă bine. Și se poate preta pentru un finisaj, pentru că eu o văd, foarte, foarte fin. Bun, să vedem tăieșul. Wow! Super fain l-a făcut. Mergem și pe partea cealaltă. Uitați! Vedeți? Pilitură de fier. Deci e rapidă, e foarte fină și e foarte rapidă. Chiar vă spuneam de prietenul ăsta al meu. Și el a scute brice. Mai povestim și noi așa ca să nu ne plictisim. Mai mult eu, nu voi. A scute brice și în ascuțirea bricelor sunt vreo câteva pietre, să zicem, care sunt văzute ca și mainstream. Coticule, piatra Coticule belgiană, v-am arătat, am 3 bucăți, 2 mari și una mici. Apropo, eu zic că am terminat cu ascuțirea, trecem la mișcări față-spate, nu știu câte o să fac, o să și povestesc în același timp. Păi să vă placă ce povestesc eu. Așa, vă ziceam de el, el ascute brice, are 5 bucăți și l-am întrebat, da, totuși cum testez o piatră? Zice, bă, eu iau o piatră și o ascult pe un brici și compar cu alta, cu alt brici ascuțit pe altă piatră, ca să-mi dau seama care cum se mișcă. El și-a luat de pe site-ul Arden's Coticule, deci exact de la, cum se zice, de la mama tatălui lor. Ăsta e un belgian care a făcut site-ul ăsta, se ocupă de coticule, el le recoltează, era să folose, dar cred că e cuvântul potrivit, le ia din mină, le taie, le face, le... și vinde pietrele coticole, așa. El a zis că și-a luat exact de pe site-ul lor. Au mai multe variante. Varianta boot, adică sunt pietrele coticole de formă neregulată. Varianta coticole standard, adică sunt pietre dreptunghiulare, da, pe care ei le taie de la fabrică. Și sunt varianta coticole selected, care, cum le zice și numele, sunt mai scumpe. Bun, el și-a luat un coticule selected, a dat 100 de euro pe piatră de 15 cm și a încercat să-și ascute briciul. Și mi-a zis, bă, nu-mi place și nu-mi place, nu mi-a ieșit. Bine, și pe site-ul lor, și v-am mai spus și eu, cu astea naturale, pietrele naturale, fiecare piatră naturală se va comporta altfel, fiecare piatră naturală va lucra altfel. Bun, și ce vreau de fapt să vă zic, e că până la urmă, el a cumpărat o piatră japoneză naturală, care seamănă cu asta, e un pic mai un maroniu mai închis și a zis, zice, băi, mulțumit de piatra asta, de nu e adevărat, zice, nu mai întrebe altceva. Și acum pachetul lui e compus din, are așa, pentru bevel setter, adică stabilirea tăișului, el folosește o piatră Naniva Professional sau seria Chosera de 1000, a fost 300 de lei după ea. Da, astea cu bricele, astea costă mult, trebuie îndemânare și nu e pentru oricine. Are o piatră de... Acum, da, să vă zic ce facem noi. Noi stropuim acum pe piatră, stropuim cuțitul și vedem ce face. Și eu povestesc între timp. Așa, v-am zis că are una de 1000, bevel setter, una medie, cu care finisează tăișul, un Shapton M5 pe care îl are de la mine, am dat la schimb, mi-a dat una de Naniva de 8000 și mai are piatra japoneză naturală cu care face finisajul final și a zis că nu e mulțumit, e arhi mulțumit de ce se întâmplă. Am mai avut și niște Naniva Superstone, 3000, 8000 și 12000, pietre faine de altfel, dar a zis că totuși parcă îi place mai mult cum se comportă cea japoneză naturală și a zis că el cu asta rămâne. Mi le-a dat pe alea, le-am scos, le-a dat mie, eu le-am scos la vânzare, am mai vândut din ele, mai cumpăr, mai vând, după cum v-am spus, eu vând, cumpăr pietre. Na, îmi place. Vedeți că îmi place de fapt. Bun. Haideți să ne întoarcem la cuțitul nostru. Băi, mie îmi place foarte mult cum s-a ascuțit, adică tăișul e foarte, 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 îl simt eu foarte, foarte. Să vedem pe hârtie și după aceea să vedem și pe pe păr. Haideți să facem un push test. Haideți să facem un push test, să vedem cum se descurcă la un push test, că se descurcă foarte. Push test. Bun. Și dacă nu se descurcă acum la push test de pe piatră, îl trecem pe strop și îl păcălim noi cumva și facem push testul frumos. Hai să vedem. Da. La ce ziceți voi? S-a dus aproape până jos, dar n-a stat hârtia. Băi, s-a scurțit foarte fain. Place foarte mult cum tare piatra asta. Bun. Haideți să vedem pe păr. Cum se descurcă. Nu agață părul. Nu agață părul din piatră, dar după cum știți, eu nu reușesc din piatră. Am văzut mulți care reușesc, eu nu reușesc. Dar nici nu mă stresez foarte tare. Nici voi n-ar trebui să vă stresați foarte tare. Stați să vedeți voi acum. Băgăm stropul pe ea. Încărcăm un pic stropul cu ceară. Uite, vezi că nu mi-am... Am uitat ceva. Puteam să încerc doar să-l trec pe lemn de brad, să văd dacă reușeam debavurare din lemn de brad. Pentru că pe piatră eu nu reușesc să debavurez foarte... Adică, de fapt, ața asta nu reușesc să o scot din piatră. Din strop, în schimb, n-am nicio problemă. Pe hârtie. Nici o taină. Pe păr. Da. Acum da. Îl și simt cum taie părul. Să vedem dacă îl și vedem. Ne. Cuțitul negru nu se vede pe asta. Hai să mai sting din lumini să văd dacă totuși reușim. Da. Uite, ăla e un fir de păr acolo. Da, uite, acum se vede. După cum v-am spus, nici nu mă stresez să scot din piatră, să scot tăiși brici, pentru că știu că scot din strop. Și așa că de ce să mă mai chinui și să mă stresez să scot din piatră? Îl scot din strop. Uite. Uite cât de fain. Uite cât de fain se mișcă. Pac! A ieșit super, 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 super. Bun, îmi place piatra. N-aș putea spune că e una dintre cele mai bune pe care le-am încercat, dar sincer lucrează foarte, foarte, foarte frumos. Bun, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc dacă ați urmărit filmul cap-coadă. Chiar m-ar bucura dacă l-ați urmărit filmul cap-coadă. M-ar bucura și niște comentarii de la voi. Bineînțeles că nu m-ar deranja dacă mi-ați lăsat și un like. Dacă aveți sugestii, întrebări, o să încerc să vă răspund. Din nou, nu mă declar specialist. Tot ce am învățat practic. Îmi place să ascult. Îmi place să am cuțite care să taie brici, cum se zice. Și din asta am făcut o pasiune. Și sincer să vă spun, aș vrea să fac și o afacere. După cum v-am spus, vând pietre pe OLX. Am oameni care mă sună doar să mă întrebe, nici nu cumpără de la mine, nu mă deranjează deloc, chiar îmi face plăcere să stau de vorbă, chiar mai zice soția câteodată, băi, dar tu vorbești așa cu oameni necunoscuți aici? Și îi răspund, băi, mie îmi place, dacă îmi place, îmi place. Sper să vă placă și vouă. Din nou, vă mulțumesc că ați urmărit, nu ezitați să apăsați butonul subscribe și clopoțelul ca să vă notifice YouTube-ul când mai pun un film. Îndrăzniți! Și cu un like dacă vă place, chiar nu m-aș supăra. O zi bună!